Mergeți la Moldova Nouă cu ce gânduri ați candidat și care ați fi prioritățile pentru oraș? Aceleași gânduri care le-am avut și atunci când mi-am depus candidatura. Orașul Moldova Nouă trebuie să devină centru socioeconomic al Clisurii. Orașul Moldova Nouă are nevoie de dezvoltare, un confort sporit și calitatea vieții oamenilor din Moldova Nouă, prin tot ce înseamnă strategia de dezvoltare pe care am făcut-o cunoscută de-a lungul acestei campanii prelungite sau acestui ciclu electoral prelungit. Cum a fost la Moldova Nouă fără primar, 4 zile aproape? Păi ar trebui să-i întrebați pe cei din primărie. Cred că în această perioadă nu a fost nici o perioadă foarte complicată și diferența n-a fost foarte mare. Am văzut că tot ce a însemnat problematica curentă a fost rezolvată și n-am observat, atât cât m-am uitat, sincope în administrația publică locală. Care sunt primele gânduri? Ce credeți că trebuie făcut prima dată? Cu ce începeți? Încep cu toate deodată, dar sigur că, așa cum am prevăzut în strategie, locurile de muncă, proiectele europene, să vedem în ce stadiu sunt, cel puțin cele pe care eu le-am lăsat în primărie, pentru că cele de după nu le cunosc, nici n-au fost făcute cunoscut, decât s-a vehiculat anumite sume. În orice caz, ne apucăm de lucru, dacă trebuie să mă apuc eu de lucru, imediat de după ce alegerile vor fi încheiate și instalat primarul și consiliul local. Mulțumim!